Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, vorbind despre Duminica Sfinților Români, ierarhul a amintit despre Sfântul Cuvios Necunoscut de la Mănăstirea Neamț. În anul 1986 vă vorbește un martor al acelui timp. Pământul dintre poarta mănăstirii și biserică s-a ridicat vreo 30 de centimetri și au săpat odată un metru și jumătate, au mai săpat încă vreo 20 de centimetri și au găsit osemintele unui necunoscut care se pare că a fost un monah de la Neamț. Așezat acolo, nu știm din ce motive, poate înainte ca aleea ce unește poarta de biserica Sfântului Voievod Ștefan să fi fost așezată acolo. Mântuitorul, când a intrat în Ierusalim, a fost certat de farisei pentru a le spune ucenicilor să tacă, pentru că ucenicii și mulțimea îl primea cu ovații. Și Mântuitorul le-a spus fariseilor, dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. Așa s-a întâmplat la Mănăstirea Neamț în 1986. Pietrele au strigat, ridicându-se, deși erau prinse cu mortar, poate chiar cu beton, s-au ridicat, iar de desubtul lor s-au găsit oseminte de sfinți. Un alt exemplu grăitor din istoria neamului românesc, creștin și mărturisitor, este acela al unui mare voievod, apreciat de înțelepți și disprețuit și chiar invidiat de unii contemporani mici la suflet. Acesta, în 1714, dus la Constantinopol și invitat să aleagă între moarte și părăsirea credinței și a neamului său, a preferat moartea. Mai mult decât atât, marele Constantin Brâncoveanu a murit ultimul, după ce mezinul familiei a așezat capul pe butuc. În această zi, biserica i-a pomenit pe sfinții mucenici Leontie, Ipatie și Teodul.